Harry Tavitian este considerat cel mai important jazzman român contemporan. Este renumit în toată Europa pentru maestria improvizațiilor sale, iar în România este un adevărat părinte al jazzului balcanic. Tocmai de aceea, concertul susținut de Arman la Casa Sindicatelor din Botoșani a fost un eveniment cu totul aparte. Timp de 2 ore, publicul a fost purtat doar cu ajutorul notelor și al clapelor pianului prin istoria jazzului de la origini și până în prezent. Incursiune de la originele jazzului, care este bluesul, și insistând mai mult asupra aspectelor contemporane ale jazzului, care este de fapt jazzul acesta cu puternice infuzii de folcloruri și tradiții, în cazul nostru sau în cazul meu în mod special, tradiții balcanice și caucaziene, având în vedere dubla mea sorginte, cum spun eu, armenească prin naștere și românească prin adopție. Concertul de la Botoșani a fost organizat de Uniunea Armenilor din România, având și un scop comemorativ. Concertul este prilejuit și de comemorarea a 102 ani a genocidului împotriva armenilor, care a avut loc în Turcia în perioada 1915-1919, atunci când și-au pierdut viața cam 1.500.000 de armeni, și ziua de 24 aprilie în fiecare an este, înseamnă comemorarea de către toate comunitățile armenești din întreaga lume a zilei martirilor armeni, martiri care acum 2 ani au fost de altfel și sanctificați. Prin maestria improvizațiilor sale, Harry Tavitian, jazzmanul român de origine armeană, a reușit să scrie încă o filă din istoria acestui gen muzical aici, la Botoșani.